Bună. Strada Sfatul Țării, colț cu București, sau invers. Chișinău. Centru administrativ, care e în șantier de când mă țin minte. Accident ziua în amiaza mare. N-am știut care are prioritate. Cândva pe banda aceea mergea numai transportul public. Acum au permis și mașinilor în direcție inversă. Și iată, n-am știut să împartă spațiul. Eu traversez că am prioritate. Ies cu trotineta, dar merg pe jos. Stai Chișinău, strada București. Mai la vale ambasada Bulgariei și avocatul poporului pe Sfatul Țării 16. Și încă mai la vale Parlamentul. Stai strada București, acolo e Palatul Republicii, unde au făcut șor nuntă și s-au întrerupt ședințele Parlamentului, care atunci avea sediul provizoriu acolo. Dumneavoastră erați cu mașina albastră? Nu vreți să vorbiți. Ați greșit dumneavoastră? Nu. Ok. Înseamnă că a greșit șoferul microbuzul. Dumneavoastră sunteți cu microbuzul? Dumneavoastră ați greșit? Cine a greșit? Eu nu știu, poliția se... Stabilească, da? Da, stabilească, eu nu pot spune. Dar cum ai vrut să te duci de vale pe Sfatul Țării? Eu am vrut să merg înainte pe București. A, și doamna a intrat peste dumneavoastră. Și doamna venea pe Sfatul Țării, cobora la vale. A, deci dumneavoastră ați prins-o de aici? Da. Complicat. Dar nu a avut nimeni de ajuns la spital, n-ați avut pasageri. Bine că e bine. O lecție din care o să învățați amândoi. Sunteți angajat la primărie, da? Cu mașina asta. Spațiile verzi. Da, da. E sub diviziunea primăriei. Da, da. Păi capa, îți spun. Așa, și V, V, nu doi de V, nu mă domnesc. B, B, doamnă, erau B, B, nu era V, V. V, mă domnesc, cum e, așa? Nu contează, e B acela. Nu-i V rusesc, e B. Suntem în Republica Moldova, iar și la acela e tot capa. Adică e B? Da, doi de B. E că la acela nu-i 0, 0, dar o, o, o. Dacă erau lipite așa, înseamnă că serii de cele noi. Dar dacă erau separat, capa așa cu B, B sau V, V. Apoi serii nouă și nu știi de unde aparține. Dacă era separat, era din Chișinău, de pe timpuri. De pe timpul comuniștilor, că ei au introdus capa. Că nu le mai ajunge numere cu ce. Bine, dar V în românești e altfel. Da, păi îți spun că nu-i V, e B acela. Ia ca V românești e acela, al treilea. Dar la dânsul era capa BB. Și ce-a făcut mașina aceea? A intrat în curte la mata sau ce? Păi eu n-am știut. Stăteam la poartă într-o zi. Acum nu din nou. Au cumpărat apartamentul în 111. Alătrea. La numărul 111. Mai departe, da. Că mata ești pe 109. 109, în alătrea e 111. Alătrea. Înțeles, da. Peretele, gardul, e cum s-a spus, da, da, da. După grădinița acolo. Da. La direcția transport mai departe, sau ce da, e acolo? Da, da. Da, asta e aici, lângă. Și stăteam la poartă și dă unul, dar eu nu știam că aceea e mașina lui. Cu peretele mele, s-o dă la mine, bună ziua, dar eu mă uit la dânsă, dar cam aveam de furcă pe aici care trăiesc în Sărășani. Au pus mașina sub peretele și peste flori, în ogradă. Făteam observație. Chiriaș, da? A? Chiriaș. Nu-i chiriaș. Chiar proprietar? O cumpărat. El trăiește în Sărășani, dar ține aici, face speculul cu apartament. Ia, că l-întreb pe dânsul, dar singur unde?
Zicheta, eu am cumpărat în ograda asta. În fund, încolo, spus, aha. Și de încolo, odată eu să-mi spună el ceva și a doua zi i-am spus, zic, ograda noastră n-ai nimic absolut. Ai cumpărat acolo, zvârnatul. O luat și o stricat, este vreo două zile, mă uit, o luat și o stricat, padnadiesul, o stricat tot acolo, a aruncat scaturile ficiorului și a sosului, fostul tot cumpărat, aruncat tot în grădina cu flori, călcate florile, tot, nici n-ai idee ce era. Acum m-am dus la dânsul și l-am întrebat, asta-i treaba ta, tu ai făcut asta, dar ce ai cu ograda noastră? Ce ai intrat în ogradă la noi și faci toate astea, să strici tărai, să strici padnadiesul, să strici tot. Ce-a spus el acolo, nu știu, când eu i-am spus, mine nu mă interesează, ce-mi spui tu? Zic, care-i pricina? Optim așa și încetisor, am luat și-am strâns aici, le-am pus la locul lor, dar ce folos, au călcat florile acolo. Și mi-a dat în gând ce? Dacă el a făcut asta, el a văzut că acolo peretele e făcut din cărămidă, știi, taric, acum din biton. Da. Vot. Că să caturească acolo. Zic, casele este au peste 100 de ani, nu știu, caturit nimeni, nu a intrat nimeni, dar tu ai să... În loc de gard, au făcut peretele la să fac apartamente. Vot. Și el? Părerea mea. O crezut că el o poate să strice și o să-ți facă intrare și ieșire prin ograda noastră, acolo unde el l-a stricat. Tu mă auzi, da? Te aud, mamă. Bun. N-am cui mă jălui. De acum tu nu ești ficiorașul meu, nepotul meu, Doamne, era ficiorașul meu, acela tot ce le-mi spunea. M-a învățat și îmi spunea că noi n-am crescut cum acum, știi, toate cele. Ia stai să-i întrebi, da. Polițiști. Domn polițist, da, ați văzut semnul acela? Că e drum fără prioritate, este cam ascuns și nu se vede de pe carosabil. Ar trebui sau să mutați gunoi ăștia, sau să mutați semnul, să fie vizibil. Nu? Femeia trebuia să cedeze trecerea, dar poate că nu a văzut semnul. Ia uitați-vă unde este semnul. Na, de fapt, de pe carosabil se vede bine. Dacă ești atent, se vede. Dar sunt lăzele astea mari, galbene și atrag atenție. Semnul ar trebui să fie cumva mai... mai la vedere. Să plătească doamna amendă și dacă are asigurare. O să repare și mașina ei și a cei de stat. Nu știu dacă și ăsta a fost implicat. Fudul. Despre ce? Despre seria asta de mașină. Dar până are, nu o să-ți spună. Acum nu mai este legătură. Ei trebuie să știe, nu? Ce trebuie să știe? Îți dați personal, ei nu o să-ți spună cui aparține un număr, o serie de mașină. Nu o să-ți spună. Na. Bă, asta poate să fie, cum să spune... De oriunde, poate să fie de la Briceni până la Cahul, de oriunde. E din Moldova, sigur. Ia că nu era separat alb număr ca acela, da? Dar era de aista, nu-i ca la aista, alb, da? Dar e cu albastru, așa. Fă fotografii altă dată, ai telefon bun, fă fotografii sau video. Eu i-am filmat mașina. Dacă ai filmat-o, e bun, ai numărul și știi. 495. Bun. O, oh, te lotesc. Să vadă dacă-s
treji amândoi. Dacă te liberez, am spus. Nu mai liberez, mă duc la Zax. A? Mă duc la Zax, în deal. După ce l-a trecut pe Cornescu încolo, așa? La comisariat l-a dus, da? A început să-mi facă provocări. Cine e? Aiștia, fără lucrurile lungi, aiștia care în Strășani trăiește, să vede aici și Balaban. Provocări și nu le iese, cum să spune, nu poate să mă tragă la scandal, nu poate să mă prindă la cruciocul lor. Operațiile astea ar putea să le facă deja fără mașină în intersecție. Dar bine că traficul nu e foarte intens și mașinile poate să ocolească. Ups, s-au atins? Aceia doi s-au atins? Acelea două. Paștele măsă. Cred că a intrat în cadru. Cum s-a întâmplat? Asta cu Porsche a intrat. A schimbat banda și a intrat peste cel cu Toyota. Hai, schimb de telefon și... A, uite, madama a lăsat și ușa deschisă. Olea că l-a zgâriat. Accident în lanț. Vine ambulanța, mușa, să-i zburătăcească pe toți. Madama pleacă cu mașina sportivă. Amintește-i să uite la semnele de circulație. O, și troleibuzul să-ți trecoară. Acei doi încă nu s-au lămurit. Își fac poze. Opa, dar Toyota e cu numere britanice. Oricum, chiar dacă e cu volanul pe dreapta, șoferul era pe banda lui. Madama cu Porsche s-o cam băgat peste el. S-a speriat, cred că nu vede unde e șoferul. Gata, o lasă să pleci. Du-te mai încolo, lămurește-te. A, stai aici, ha. Dă-te după colț. Aici s-o cam dezlocat roata, nu știu dacă poți merge, trebuie urcat pe platformă. Oh, mișcă. Gata, degajează intersecția.
Îi strâmbă roata, dar merge, văd. Scârț, 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 scârț. Ce-i? Iar ambulanța. Ia cădeam ea în buteiaj, ambulanța nici nu se mai bagă. Se duci prin prejur, săraca. Șoferi căscați. Văd că era mașină de poliție aici în intersecție. Dar n-am înțeles de ce șoferul de troleibuz 4 avea pe cineva, un pasager în brațe. Erau doi bărbați la volan. Gata. Un accident s-a rezolvat, a rămas celălalt. La fel de penibil.